Pe 31 august anul 12 după Hristos s-a născut Caligula, pe numele său real Gaio Giulio Cesare Germanico, și a judecat tronul Romei la vârsta de 25 de ani, bucurându-se inițial de simpatie și sprijin din partea tuturor. Tânărul împărat pe atunci părea o figură mai mult decât promițătoare la cârma Imperiului Roman, iar începutul suveranității sale chiar s-a dovedit o veritabilă ușurare pentru supuși după despoticul său predecesor Tiberiu. Odată urcat pe tron, Caligula a dispus o serie de amnistii. A redus taxele și a organizat jocuri și sărbători pentru popor, dar această perioadă fericită nu a durat prea mult. După doar 7 luni de cârmuirea Imperiului, Caligula a fost cuprins de o stranie formă de nebunie, dublată de crize de epilepsie care îl epuizau fizic și psihic. După ce timp de aproape 3 săptămâni fusese cuprins de o boală misterioasă ce îl făcuse să stea inconștient, își revine însă, este complet schimbat în atitudine. Nobilii care din exces de zel strigaseră la căpătâiul său că sunt gata să-și dea viața pentru a o salva pe lui, sunt împinși către sinucidere sau executați. Rudele apropiate sunt izgonite din Roma sau sunt obligate să-și ia singure viața. Caligula începe să vadă conspirații împotriva sa la fiecare pas. A devenit cu rapiditate cinic, megaloman, sângeros și complet imprevizibil, condamnând cu ușurință la moarte pe cei ce-i dădeau cel mai mic motiv și deseori condamnând de 2 ori aceeași persoană pentru că nu-și mai amintea de faptul că era deja moartă. În mai puțin de 2 ani, Roma se afla aproape de colapsul financiar din pricina banchetelor fastoase și a jocurilor de gladiatori fără egal. Nici chiar averile confiscate de la victimele împăratului nu mai erau suficiente pentru a suplini nevoia de lux a acestuia. Caligula găsește însă o soluție șocantă. Întreg Capitoliul va fi transformat în cea mai mare casă de toleranță care a existat vreodată, iar damele de companie urmau a fi soțiile și fiicele nobililor. Ca să-și întărească decizia, împăratul își violează toate cele 3 surori în timpul unui banchet, apoi le aruncă nobililor în schimbul unor sume imense de bani. În timpul acelorași orgii, Caligula își alege partenerele la întâmplare din rândul soțiilor celor prezenți. Își plimbă propria soție goală prin fața soldaților și este la un pas de a o tortura pentru a afla de ce îl iubește atât de mult. În nebunia sa, dezonorează chiar mai mulți tineri de origine nobilă. Mai mult, devine gelos pe orice roman pe care îl considera superior fizic propriei sale persoane. Bărbații sunt unși grotesc pentru a nu trece în frumusețe părul împăratului, iar cei puternici atrăgători sunt aruncați în arenă pradă gladiatorilor sau fierelor sălbatice. Cum una dintre victimele sale reușește să-și înfrângă toți adversarii, este torturată și purtată gol în văzul mulțimii. Nefericitul avea să fie ucis la marginea Romei în aceeași seară. Pe fundul acestor tensiuni, dar mai cu seamă după moartea surorii sale Drusila, Caligula și-a ieșit complet din minți, transformându-se într-un veritabil despot, proclamându-se zeu și pretinzând să fie zeificat în timpul vieții și să-i se construiască un templu, unde statuia lui să poată fi adorată de mulțime. Senatorii, realizând că împăratul lor devenise extrem de periculos, au încercat în repetate rânduri să-l asasineze, dar abia al 3-lea complot a reușit să fie dus la capăt, iar zeul Caligula a fost înjunghiat într-un tunel secret care conducea către teatru. Murind la doar 29 de ani, bolnav și cu mintea rătăcită, victima propriei sale gărzi pretoriene.